Cel mai bun critic este clientul. Asta și-a spus conducerea Apollo Ecoterm atunci când a luat inițiativa să lanseze în rândul abonaților un chestionar pentru a-și evalua calitatea serviciilor de energie termică. Societatea Apollo Ecoterm efectuează un sondaj pentru a testa opinia cetățenilor referitoare la serviciile prestate de societate. Vrem să vedem care este părerea consumatorilor, beneficiarilor de energie termică și de apă caldă în legătură cu nivelul prețurilor, serviciile oferite, dacă intenționează ca în viitor să-și monteze o centrală de apartament, dacă cunosc dezavantajele instalării unui astfel de sistem, precum și costurile de funcționare. Noi sperăm ca în funcție de aceste rezultate să vedem cum putem, pentru că acesta este principalul obiectiv, să asigurăm servicii cât mai bune și la prețuri care să-i mulțumească pe cetățenii orașului Megidia. Venit la conducerea societății furnizoare de agent termic de doar câteva luni, Marius Baboș încearcă să găsească soluții pentru a eficientiza serviciile pe care le oferă Apollo Ecoterm. Am încercat să vedem cauzele pentru care au existat în anii trecuți numeroase debranșări. Una din problemele identificate a fost cea legată de furnizarea apei calde. Căutăm ca până la sfârșitul sezonului de încălzire să rezolvăm această problemă. O să vedem, am identificat câteva soluții și o să vedem care este cea mai bună și în funcție de costurile pe care le presupune fiecare intervenție în parte. Care va fi cea mai bună soluție pentru a-i mulțumi pe abonați, rămâne de văzut.